Frica, un sentiment specific pentru fiecare animal evoluat și asta îl ajută să supraviețuiască. Dar nu întotdeauna e vorba despre frica înainte de moarte. Uneori, ceea ce pentru alții pare nesemnificativ poate să condamne animalul la moarte. Înainte de a continua, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe pentru a nu rata următoarele episoade. Girafa arată complet normal, până nu te uiți atent la capul ei și vezi o gaură. În acel loc, țesuturile au fost inflamate și s-a creat o formațiune purulentă. De inflamație, girafa a scăpat, dar acestea sunt consecințele. Iată ce spune despre asta naturalistul care a filmat videoul. Din cauza gaurei, girafa nu poate face nicio înghițitură normală de apă. În stare normală, un animal adult are nevoie de aproximativ 5 minute pentru a-și potoli setea. Din cauza traumei, această girafă va putea bea doar 80% din volumul normal. Restul se va vărsa înapoi. Pentru a bea cantitatea întreagă de apă, animalul va avea nevoie de timp suplimentar, undeva 1 minut și 15 secunde. Poate părea că e o nimica toată. Ce e 1 minut și câteva secunde? Un fleac! Dar nu și în lumea sălbatică, unde și câteva momente te costă o viață întreagă. Uitați despre poveștile că prădătorii nu atacă animalele care beau apă. Ei sunt gata să se folosească de orice ocazie ca să mănânce. În acest sens, orice sursă de apă pentru ei este sursa vieții și, după cum înțelegeți, vorba merge nu doar despre apă. Imaginați-vă că sunteți un leu și aveți nevoie de multă carne și vreți să petreceți cât mai puțin timp pentru a o vâna, ca să ieșiți în plus, să zicem așa. Opțiunea perfectă e să găsiți un animal mai slab. Și indiferent prin ce se caracterizează această slăbiciune, fie un picior rupt, fie câteva minute în plus petrecute lângă apă, prada care stă cu capul aplecat este fără apărare. Ce s-a întâmplat cu această girafă? Cu părere de rău, n-am aflat cum s-a aranjat viitorul acesteia. Dar să sperăm că e bine. Nu e clar nici cum girafa a dobândit acea inflamație. Toată informația pe care o avem deja v-am arătat-o. Dacă știți mai multe detalii despre acest caz, scrieți-ne în comentarii. Presupun că totul a început cu o traumă. Leziunile fizice sunt destul de dese în lumea animală. Ele pot fi împărțite în trei categorii. De la alte animale, răni accidentale și cele cauzate de vremea rea și dezastrele naturale. Animalele se luptă între ele, cu prădători, cad, se blochează, ajung în momentul nepotrivit și în locul nepotrivit. Poate girafa a fost mușcată de cap, poate i-a intrat o ramură în față. Sau poate e urma de la lovitura unei păsări. Și cel mai probabil că a dobândit trauma într-o vârstă adultă, pentru că o girafă mică n-ar fi trăit atât de mult cu o gaură în cap. Animalele au atâtea opțiuni de a primi diverse leziuni, că dacă nu te adaptezi la toate astea, e greu să supraviețuiești. Dar trebuie să ai grijă de tine, trebuie să te protejezi. Dacă animalele nu se vor putea adapta la viața aspră în sălbăticie, toate ar fi murit cu mult timp în urmă. Girafele încă trăiesc pe planeta noastră, deoarece au inventat un mod de a trișa. Ele consumă apă din frunze, ramuri și tot felul de plante pe care le mănâncă. Cel mai bine e când mănâncă toate astea noaptea sau dis de dimineața, astfel primesc ca bonus roa. Altă variantă excelentă este sezonul ploios, când vegetația e în abundență și e foarte udă. De obicei, animalele consumă apă din surse alternative când nu au acces la cele normale. Și deși în Africa este foarte cald și uscat, girafele pot să-și găsească un loc de unde să bea apă. Dar chiar și un animal sănătos, în timp ce bea apă, arată așa. Aha, arată deloc comod. Din cauza picioarelor și gâtului lung, girafele fizic nu pot ajunge la apă. Trebuie să întindă picioarele din față și să îndoaie ușor genunchii, apoi să-și aplece gâtul împreună cu capul, pentru a sorbi dintr-o baltă. Eu nici nu-mi imaginez cum poți în general să bei în așa poziție. Dacă omul ar încerca așa ceva, pur și simplu ar cădea sau s-ar râneca. Așadar, nu repetați asta acasă. Dar regula nu se aplică la dumneavoastră în cazul în care sunteți girafă.
Nu e nimic surprinzător că în așa situație e nevoie de surse alternative de apă. Vulnerabilitatea în fața predătorilor este la nivel maxim în așa poziție. Posibil că girafa noastră a trecut complet la potolirea setei prin plante și se simte destul de bine. Asta pare a fi o idee superbă, având în considerație că apa nu e un ajutor chiar foarte bun atunci când merge vorba despre vindecarea unei răni, mai ales când procesul abia a început. Umezeala sau apa pot provoca umflături, iar asta poate opri regenerarea. Voi ați văzut apa care o beau animalele în lumea sălbatică? Ea nu arată cel mai bine, chiar nu arată deloc fresh. Imaginați-vă câte bacterii periculoase înnoată pe acolo. Cu siguranță vor fi încântate să nimerească într-o rană deschisă. Da, problema cu apa și vindecarea rănilor se răspândește și la oameni. Nici un șampon, gel, săpun sau orice ar fi nu vor ajuta. Mai probabil că vor irita rana. Experții recomandă să folosim plasturile impermeabil pentru zona afectată, astfel încât să fie protejată și să se poată vindeca în pace. După cum am spus, animalele dobândesc o parte din răni atunci când se luptă cu alte animale. Dar când auzi asta, nu te gândești că cineva o face cu intenție, construind careva planuri pentru viitor. Dar anume cu asta se ocupă unele animale. Pescărușii kelpi se furișează spre nou-născuții de focă și rapid și agresiv le scot ochii. Aproximativ în jumătate dintre cazuri, aceștia nu reușesc să termine atacul. Focile se apără singure sau le vin în ajutor cele adulte. Păsările mai norocoase au nevoie de 2 minute ca să orbească bietele animale, dar totul nu se termină aici. Pescărușii lasă focile să moară, ca să se întoarcă mai târziu pentru a le savura cadavrul. Înfiorător, 100%! Natura mă sperie uneori! Dar dacă credeți că pescărușii atacă doar puii mici și inofensivi, greșiți amarnic. Aceste balene din familia Balenite, de exemplu, la naștere au lungimea corpului de 4-6 metri, ne vorbim despre adulți. Și totuși pescărușii atacă aceste balene, când acestea ies la suprafață pentru a inspira niște aer. Cum le atacă? Cum pot pescărușii? Se așează pe spatele balenei și ciugulesc din piele. Au un cioc destul de puternic pentru a ciuguli și din stratul de grăsime. După astfel de atacuri, se formează ulcere profunde. Unele dintre ele ajung până la jumătate de metru în diametru. Dar ca să evite atacurile, balenele și-au schimbat modul de a ieși din apă. Acum acestea scot la suprafață doar capul. Asta e incomod, necesită multă energie, dar e mai bine așa decât să lași spatele în voie pescărușilor. Dacă ați avut de-a face cu pescărușii măcar o dată, atunci știți că sunt mereu înfometați, deci nu trebuie să se adapteze. De fapt, așa lucrează evoluția. Uneori schimbările arată straniu. Să-i luăm de exemplu pe porumbei. Unii indivizi care trăiesc în orașe nu au parțial degetele de la picioare sau chiar nu au picioare deloc. Serios, sunt o mulțime de porumbei de genul. Păsările rănite pot să zboare și să mănânce, dar arată nu chiar bine. Penele lor sunt neîngrijite. Se pare că acestea folosesc picioarele pentru a ajunge în locuri în care nu pot ajunge cu ciocul. Și problema nu e doar estetică. Astfel de porumbei păstrează căldura mai rău, se udă mai repede și suferă de paraziți. A, și desigur, nu se reproduc. Chiar și în lumea porumbeilor, un partener neîngrijit rămâne fără pereche. Dar oare pot porumbeii să piardă picioarele ca adaptare pentru viața urbană? Până acum, oamenii de știință nu au un răspuns pentru asta. Uneori, anomaliile se transmit ereditar. Dar nu e clar ce plusuri ar exista aici, până când există doar minusuri. Unii pot pierde picioarele sau unele degete ca rezultat după anumite accidente, alții le pierd atunci când se încurcă în moloz sau plase pentru porumbei. Sau atunci când aterizează pe un gard cu țepi. O frânghie subțire sau chiar un fir de păr al omului pot să le cauzeze porumbeilor probleme dacă se vor încălci în ele. De asemenea, deformările pot apărea în urma infecțiilor. Porumbeii nu sunt niște tipi foarte curați, așa o zgârietură e suficientă, ca după contactul cu excrementele să cauzeze infecție. Iar cu ce se poate termina o infecție am văzut la începutul episodului, prin exemplul girafei.
Sinceră să fiu, nu știu dacă putem ajuta cu ceva porumbeii. De obicei, oamenii nu își prea fac griji de bunăstarea lor. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați aflat nou pentru ziua de azi și nu uitați să ne dați un like. De asemenea, să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile episoade. Pe curând!